Percheziții la domiciliul fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy. Anchetatorii cercetează mai multe informații apărute în cadrul dosarului privind acuzațiile de finanțare a campaniei electorale din 2007 din surse libiene. Potrivit unor surse din presa franceză, unul dintre martori a revenit asupra declarațiilor și a retras acuzațiile împotriva fostului președinte. Acest martor a declarat în 2020 că nu a existat nicio finanțare libiană în campania prezidențială din 2007, alegeri în urma căror Nicolas Sarkozy a ajuns la Palatul Elisei. În total, 8 persoane sunt cercetate în acest dosar. Nicolas Sarkozy a fost audiat de anchetatori, iar soția sa, Carla Bruni Sarkozy, care are statut de simplu martor în acest dosar, a fost de asemenea audiată.